avem Bactale Romale. Bună ziua, sunt Daniel Vasile și vă propun să aflăm astăzi cine sunt romii. Pentru a afla mai multe detalii, vă propun să parcurgem o scurtă cronologie a istoriei romilor. Prima atestare documentară a romilor pe teritoriul românesc datează din 3 octombrie 1385. La acea dată, domnitorul Dan Vodă confirmă o danie de 40 de stălașe de romi dăruiți mănăstirii Tismana de către voivodul Vladislav în urmă cu aproximativ 20 de ani. În Transilvania, prezența romilor este menționată în jurul anilor 1400. Boierul Costea stăpânește în Țara Făgărașului satele Viștea de Sus, Viștea de Jos și Arpașul de Jos, precum și 17 romi de cort. În Moldova, romii sunt amintiți pentru prima dată într-un act din 2 august 1414 din timpul domniei lui Alexandru cel Bun. Documentul face vorbire despre o danie domnească. Din păcate, odată cu primele atestări documentare privind prezența romilor pe teritoriul fostelor principate, ia naștere robia, sclavia romilor. Pagina neagră a istoriei romilor se întinde pe o perioadă de 5 secole de sclavie. Astfel, în această perioadă, întâlnim romi sclavi aflați în stăpânirea bisericii, a domniei și a boierilor. Măsurile în perioada sclaviei au evoluat de la un secol la altul. Stăpânii dețineau drept de viață și de moarte asupra sclavilor. Robii nu puteau deține proprietăți. Folosirea limbii romanii, portul, obiceiurile tradiționale sunt interzise. Căsătoriile între romi sunt interzise, iar căsătoriile mixte sunt strict reglementate. Copiii de peste 5 ani sunt încredințați unor familii de neromi. Astăzi am aflat împreună cine sunt romii. Romii sunt un popor demn, un popor de supraviețuitor. Până la întâlnirea noastră viitoare, vă spun, romale, te avem bahtale. Și nu uita, romii sunt cetățeni și votul tău contează. Împreună suntem mai puternici. Chetanes sau mai zurale.